Săptămâna care urmează, fenomenul de lună plină are loc chiar pe axa Gemeni-Săgetător, cu luna evident în semnul Săgetătorului. Știm că de câte ori luna se află în semnul Săgetătorului, există o predispoziție, mai ales pentru nativii Săgetători, evident, de a călători sau de a-și încărca bateriile, primind informații din zona aceasta a străinătății sau din zona studiilor superioare. O cotitură în viața nativilor Săgetător, marcată foarte puternic de inconjuncțiile care au loc pe planeta Jupiter, retrogradă și se pregătește să intre în al treilea decan al lor, inconjuncții cu Marte, Mercur, nodul nord, în semnul racului. Mare atenție! Discuțiile pe care nativii Săgetători le vor purta zilele următoare vor fi discuții care sunt foarte dinamice, nu sunt foarte directe oarecum, au o notă de neprevăzut, au o notă de mister. Mercur aduce în prim plan, spuneam, discuții care nu sunt ceea ce par a fi. De asemenea, aceste aspecte astrale între Jupiter, Mercur și Marte vorbesc despre șansa de a intra într-o concordanță cu ceea ce își doresc, dar într-o lipsă de concordanță cu ceea ce arată. Este vorba și despre expansiune pe toate planurile, este vorba despre identificarea unui adevăr foarte greu de dibuit până acum, pentru că Jupiter, marele duce al norocului, care acum se află în domiciliu în semnul înțelept al Săgetătorului, spuneam, este retrograd. De câte ori o planetă este retrogradă, are o componență karmică. Ea se pregătește să intre în al treilea decan, din nou o componență karmică. Ce înseamnă acest lucru? Ei trebuie să identifice un adevăr pe care l-au refuzat până acum. Nu știm, este harta fiecărui nativ Săgetător despre ce este vorba, pe ce casă astrală se găsește acest Jupiter. În orice caz, ei identifică ceva ce până acum, pur și simplu, au tratat cu mai multă superficialitate, deși nativii Săgetători sunt orice, dar nu superficial, dar totuși, chiar și în viața lor, nu degeaba se află acest Jupiter în semn. Poate au existat momente în care nu au tratat așa cum trebuie o anumită situație. Referitor la prezența lui Pluton și a lui Saturn pe casa a doua și pe axa, pe casa a opta, Mercur și Marte, tot ceea ce ține de investiții și de situație financiară prezintă un oarecare grad de imprevizibil. De ce ei ar trebui să funcționeze fără să se tulbure, să devină nepractici, speriați sau irascibili? Trebuie să aibă foarte multă tenacitate, să fie precum un luptător care nu se teme de nimic. Deci multă tenacitate în zona aceasta financiară, circumstanțele sunt favorabile, dar s-ar putea ca modul în care acționează săgetătorii să nu fie chiar atât de clar de la bun început. Nu trebuie să asculte de sfatul nostru, este să nu asculte de nimeni și de nimic în plan financiar. Trebuie să fie foarte hotărât, să știe ei în primul rând ceea ce își doresc să facă, să evite fricile, supărările, îngrijorările, pentru că toate vor ieși la suprafață, dar mai mult în raport cu ceilalți, adică de fapt supărările și anxietățile celorlalți. Ei trebuie să fie foarte hotărâți, chiar dacă vor apărea și evenimente neașteptate care pot fi ca o provocare pentru săgetători de a le rezolva în timp. Ei să fie conștienți de faptul că pot să facă față, că pot să rezolve aceste lucruri și că totul va ieși așa cum trebuie. Da, la săgetători, într-adevăr, această nouă plină aduce, le aduce și lor tema schimbării sistemului de valori și de credințe. Ar trebui să perceapă altfel sau să înțeleagă altfel anumite evenimente. De asemenea, sunt testați la capitolul credulitate. Așa cum bine spunea, există tendința de a apărea niște discuții neproductive sau poate tendința lor de a cere în permanență sfat sau validare de la cei din jur. Iată că în această perioadă, luna, dacă vor continua cu acest sistem, luna aceasta plină îi va conduce în zone defectuoase, în zone în care ei pot lua decizii total greșite, schimbând cursul unor evenimente pentru totdeauna. Mă refer acum la aspectele negative.
De asemenea, să fie atenți cu sănătatea, pot apărea anumite, nu știu, puseuri, poate anumite aspecte care nu au fost tratate cu seriozitate. Vorbeai de anumite aspecte ascunse care pot ieși la iveală, inclusiv în zona sănătății. Și cu toate că circumstanțele în zona financiară le sunt favorabile, mare atenție la partenerii de afaceri, cu cine vor să plece la drum și care sunt informațiile de care au nevoie, să fie mult mai atenți la modul cum își adun datele, la, eu știu, acuratețea acestor informații la care vor avea acces. Mergem mai departe să vedem pentru nativii Capricorn.